Organizația Sindicală Primară a Salariaților la Farș Ciment Moldova adresează sincere felicitări tuturor actualelor și foștilor colegi și colege cu ocazia Zilei Internaționale a Oamenilor în Etate. Vă exprimăm recunoștința pentru munca, dăruirea și contribuția pe care ați adus-o pentru dezvoltarea uzinei. Dumneavoastră ați pus bazele a ceea ce suntem astăzi și ne-ați oferit un exemplu demn de urmat. Cu voi am construit nu doar o uzină, ci o comunitate, un loc unde s-au format legături de prietenie și respect reciproc. Vă dorim sănătate, bucurii și încredere în viitor alături de cei dragi. Întregul nostru colectiv rămâne întotdeauna recunoscător pentru tot ceea ce ați realizat.